Nomi? Fui il meu frumos. Te iubește mama foarte mult și să știi că întotdeauna să te lase pe umărul meu când ai nevoie de un sfat sau ai probleme, nu știu, ceva, întotdeauna să te bazezi pe noi, ca părinți. Și să nu uiți. Emanuel, suntem împreună cu mama ta la căsătoria ta. Am așteptat mult seara aceasta, ne-am rugat mult pentru ea. Am sperat întotdeauna că, fiind cel mai mic din familie, vei rămâne mai aproape de noi. Dar dacă tu ai luat hotărârea aceasta, cred că ai luat-o împreună cu Dumnezeu. Să rămâi credincios lui Dumnezeu, întotdeauna să rămâi aproape de Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu și să o iubești pe Naomi foarte mult, dar să nu uiți nici de noi. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să rămâi credincios, oriunde vei fi, întotdeauna pe fața Pământului, să nu uiți că Dumnezeu ți-a făcut. Dar tu să fii ascultătoare de soțul tău, iubitoare, și Domnul să fie cu voi și întotdeauna să domnească pacea în inima noastră. Mulțumim Domnului Iisus pentru Naomi și știm că e o binecuvântare pentru Emanuel. Ne-am rugat, așa cum zice soțul meu, am sperat că Dumnezeu a lucrat și a lucrat mai mult decât ne-am așteptat. Dorim să aveți o viață binecuvântată, să o iubești, să o prețuiești, ea la fel pe tine și să te gândești și la noi și la familia lui Naomi. Domnul să vă binecuvânteze!